La primul termen, în procesul în care este judecat alături de omul de afaceri Mihail Rămescu, de soția acestuia și o funcționară în cadrul biroului Urbanism, Sorin Bucurescu a aflat că a fost înlocuită măsura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar. Acesta va trebui să stea departe de instituția pe care a condus-o an la rând și în fruntea căreia a fost ales de localnici. Să stea liniștiți, Comuna Stivilești o să meargă în continuare. Investițiile care au fost propuse pe anul 2014-2015 o să se desfășoare pe raza localității. Banii sunt în bugetul local, chiar dacă nu o să mai fiu eu, chiar dacă o să fie altă persoană, altcineva. Cei patru inculpați sunt judecați pentru infracțiuni de corupție după ce procurorii au anunțat că socrii afaceristului Mihail Rămescu au donat în anul 2006 fiicei Maria Rămescu un teren și o locuință pentru care nu exista autorizație de construcție. Mai mult decât atât, construcția casei ar fi început după efectuarea tranzacției pentru ca familia Rămescu să obțină despăgubiri importante de la fosta SNLO. Anchetatorii se bazează pe o serie de fotografii realizate atunci de oficiul de cadastru. 4 ani mai târziu, Maria Rămescu a cedat bunurile primite la SNLO în schimbul sumei de aproape 7 miliarde de lei vechi, la care s-a adăugat și un teren în Motru. Sorin Bucurescu nu vede nimic rău în această situație și susține că nu este un caz singular. Nu este singurul caz. Fiecare persoană, eu vă spun pentru că locuiesc acolo și știu, când știu că urmează o vie să fie despăgubită, omul se duce, o taie, o aranjează, mai plantează câțiva bușteni, o împrejmuiește, pentru că până la urmă e proprietatea persoanei respectivă și știe că cu cât este îngrijită mai bine, cu atât va primi și despăgubiri. La primul termen, președintele completului de judecată, Lucian Popescu Bejat, a formulat o cerere de abținere, care a fost admisă întrucât se pare că are o rudă angajată la complexul energetic Oltenia. Cauza a fost preluată de un alt magistrat.